O sursă diplomatică din Israel a declarat pentru TPS că rezoluția elaborată de Franța de reînnoire a mandatului Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban s-a dovedit prea problematică pentru a putea fi votată de Consiliu, în special din cauza clauzelor care ar fi restricționat și mai mult libertatea de circulație a UNIFIL. Statele Unite, Regatul Unit și Emiratele Arabe Unite au amânat votarea. Liban și Israel sunt tehnic în război, iar forțele UNIFIL, în conformitate cu rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate, monitorizează încetarea ostilităților. Hezbollah, ca reprezentant al Iranului în zonă, a făcut presiune asupra guvernului libanez pentru a cere ONU ca la reînnoirea mandatului să fie introdusă o clauză ca forțele UNIFIL să se coordoneze cu armata libaneză. În felul acesta, gruparea Hezbollah ar fi fost anunțată pentru fiecare mișcare a UNIFIL și ar fi obținut libertatea de a continua acțiunile de hărțuire a Israelului. Israel, care caută să nu fie escaladate tensiunile de la granița sa cu Libanul, a făcut cereri repetate ca forțele UNIFIL să aibă cât mai multă libertate de mișcare. Organizația Human Rights Watch a expus încă o dată atitudinea sa anti-Israel, susținând că Israelul vizează în mod sistematic copiii palestinieni. Afirmația scandaloasă, preluată de mass media general, a fost inclusă într-un raport publicat pe 28 august sub titlul Cisjordania, creșterea numărului de ucideri israeliene a copiilor palestinieni. Raportul susține că, cităm, armata israeliană și forțele de poliție de frontieră ucid copiii palestinieni fără nicio remușcare. Raportul nu menționează faptul că în această perioadă Israelul s-a confruntat cu un val masiv de terorism sponsorizat și finanțat de regimul iranian prin grupările teroriste Hamas și Jihadul Islamic Palestinian. Dar cel mai important, raportul nu menționează faptul că grupările teroriste au recrutat adolescenți palestinieni ca și combatanți și au trimis să ucidă civilii și soldații israelieni. Aceste informații nu sunt preluate de televiziunile din Occident, iar opinia publică este dusă în eroare prin prezentarea de informații parțiale. Israel se confruntă cu un război mediatic împotriva sa, în care diferite organizații prezintă Israelul ca fiind un agresor nemilos, iar teroriștii palestinieni sunt prezentați ca luptători împotriva ocupației. Un oncolog din Kentucky, care a petrecut ultimii 25 de ani studiind experiențele în preajma morții, spune că cercetările sale confirmă că există viață după moarte. Jeffrey Long, fondatorul Near Death Experience Research Foundation, a studiat mai mult de 5.000 de relatări despre morțile clinice și le numește un fenomen real, dar care nu poate fi explicat de știința seculară. În timp ce scepticii atei resping ideea acestor experiențe și le numesc doar halucinații, medicul oncolog a dat ca exemplu cazurile mai multor oameni nevăzători care trec prin experiențe similare în apropierea morții. Acești indivizi, care nu au văzut niciodată mai mult decât umbre, raportează că au observat brusc eforturile de resuscitare și mai multe alte detalii. Când se întorc în corpurile lor, totuși ei raportează încă o dată că nu mai au vedere. Sunt medic, am citit cercetările asupra creierului și am luat în considerare toate explicațiile ateiste posibile pentru moartea clinică. Concluzia este că niciuna dintre ele nu rezistă analizei. Nu există nici măcar o explicație fizică, chiar cât uși de puțin plauzibilă, pentru acest fenomen, a spus el pentru CBN. Atleta dominicană Marilady Paulino a câștigat medalia de aur la 400 de metri la campionatele mondiale de atletism, care tocmai au avut loc la Budapesta. Noua campionă mondială a scos un timp de 48,76 de secunde și a devenit prima femeie dominicană care a câștigat această categorie. Paulino provine dintr-o familie foarte umilă, dar cu o profundă credință creștină. A început să concureze în atletism pentru a-și susține familia. La început nu avea nici măcar bani să-și cumpere pantofi, așa că la început a alergat desculță și apoi cu pantofi împrumutați. Astăzi își menține încă aceeași smerenie și cere doar să fie acoperite cheltuielile de călătorie, precum și antrenorul și kinetoterapeutul. Pe pagina ei de Instagram, ea a pozat un mozaic de fotografii cu ea ținând o Biblie și cu mesajul, cităm, pot totul în Hristos care mă întărește. Paulino nu încetează să ofere mărturie despre credința ei în Isus. După ce a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ea a ridicat steagul țării ei și Biblia, iar pe echipamentul ei era scris, Dumnezeu este speranța mea, amin.